Iată-ne ajuns și în Nazaret, locul de bucurie și de bună vestire. Am început cu icoana bunei vestiri. Suntem chiar în bisericuța din Nazaret, unde se spune că la acest izvor al Arhanghelului Gabriel a venit și a vestit bucuria prezenței Maicii Domnului în planul divinității creștine, în planul divinității noastre, pentru că aici, dragii noștri, florile sunt la el acasă, nu este mai ca Domnului. Suntem în locul șorul de Arhanghelul a venit și a spus bucură-te. Și de atunci a început bucuria la toată lumea. Iar după ce i-a dăruit cuvântul nașterii, vestea că va naște de Dumnezeu și Fecioara a acceptat spunând, fie mie după cuvântul tău, lumina s-a aprins în lume, lumina bucuriei, lumina fericirii. Firmă chiar în bisericuța unde se află izvorul unde Arhanghelul Gabriel se spune că aici, după tradiție, a venit și a vestit Maicii Domnului de ceea ce avea să se întâmple. Fecioara Maria a primit cu drag și în acel fiat al Fecioarei Maria este, de fapt, bucuria noastră a începutului planului de mântuire, a începutului mântuirii, pentru că din momentul acela a început să mislirea și Fiul Dumnezeu a coborât în pântecele curat devenit Biserica Maicii Domnului. Am ajuns în Nazaret și această bisericuță este foarte veche, a fost reconstruită prin secolul al XVIII-lea și ceea ce nu știți dumneavoastră, dar ne leagă pe noi români, este că frații moroșani vestiți pictori din România în perioada de revoluție, în anii 70, au făcut un iconostas superb aici, de o evlavie extraordinară. Este biserica ortodoxă, biserica în care, pe care s-a construit pe locul acesta un început de evlavie și de fiecare lumânare. Aici este izvorul, aici este locul. Vă lăsăm să luați binecuvântare și de locul acesta, să vă bucurați și să simțiți chiar momentul în care Arhanghelul Gabriel a poposit aici și a vestit Maicii Domnului bucuria.